Azi ne bem cafeaua dintr-o ceașcă cu inorog, un animal mitologic care poate fi văzut peste tot atunci când sunt festivaluri cu sănătate multă. Merge și din cerșcuță mică voi, din ce beți? Cană mare, cană largă, ceva scurt așa, venin, păgât și un pahar de apă și la muncă. La muncă nu l-a întins mâna după like-uri, cum ziceți mulți, că eu nu întind mâna după like-uri. Dar dacă vouă vă face plăcere să-mi dați like-uri la postări, să-mi scrieți comentarii și noi să continuăm acolo discuția. Dacă voi ați da subscribe, asta e, sunteți pe canalul lui Bendea, suntem 3340, să trăim la mulți ani, Doamne ajută, că vin azi cu știri bune, cu știri pozitive. M-am săturat de știri negative și de știri pozitive. Domnul Alexandru Rafila ne spune că vreo 2 săptămâni va mai dura intensitatea epidemiei și după aia scade. Caseniuța se duce intensitatea, se duce la vale. În același timp, domnul Tătaru ne spune, trăgându-și până pe frânt, ne spune domnul Tătaru că trebuie să fim. Atenți că am avut până acum epidemia într-o cocoașă, dar urmează valul 2 din epidemie, valul 2 care va fi sub formă de o cocoașă mai mare. Ei, dacă nu avem grijă de această cocoașă, dacă nu respectăm distanțarea socială, dacă nu ne spălăm pe mâini, dacă nu putem mască, cocoașa a doua o să fie. Lasă-ne, domne, cu cocoașa, că ne-a cocoșat epidemia asta de nu mai știm de noi. Vedeți cum a început epidemia? Că tot cu de animale avem parte. A început de la liliac, pangolin, cobră, da? Și a ajuns la noi de ne-a cocoșat. Când de virus este milă, cip, cirip, cirip, cipa, din om serios să ajungi că milă, cucu și cocoșa. Vaccin există, se face vaccin. Ce se face? S-a făcut în Rusia. Putin a ieșit și a spus că avem vaccinul. Și-a și vaccinat fata. Sau fata s-a vaccinat. Bă, asta înseamnă încredere. Deci, cum ar zice Dinescu, asta înseamnă încredere maximă. Să scoți tu un vaccin, să nu știi dacă merge sau nu merge și să-l testezi pe fată. Bravo! Sperăm că o să fie folositor, ca tot ce ne-a venit până acum de la ruși. Poate ne dau odată cu vaccinul, ne dau și tezaurul înapoi. Cum se denumește tezaurul? Tezaurul. Cloșca cu pâine de aur, știm. Vaccinul cum se numește? Sputnik. Aveți mare grijă că este și un site de propagandă care dezinformează Sputnik. Să nu vină să ne facă vaccinul doamna Renate Weber, clienta Sputnik. În fine, în fine. Alții, altora li se fâlfie pe la cocoșă de virus. De exemplu, Borcea, de vreo 3 săptămâni la mare, are hotelul lui, deci să ne înțelegem, se fâție pe acolo, pe faleză la mare, cu soția și cu fosta. E în căutare de viitoarele. Când răsare soarele, iese pe plajă Borcele și se uită după fete ca să le, pe toate, să le vaccineze pe toate. Vaccinul Borcea, se vede rezultatul la 9 luni. Da, și el cu cocoașele, tot nu înțeleg asta, mă, cu terasele închise la 23. Acum vine weekendul, ai mai ieșit cu un prieten, nu, a venit la noi în Ardeal. Până ajungi la terasă, până îți faci programare, până te îmbraci, până ăsta, ajungi la 10 jumate, apuci să comanzi o bere și zice că e ultima comandă. Deci pardelen, eu terminat cu terasele astea, trebuie să mergi acasă să completezi cu palincă, nu-i frumos. Și mai avem cam 3 săptămâni de vară. Curios, curios lucru că nu se lasă mai mult timp deschise terasele. Curios, curiosity, city, curiosity, știți robotul Curiosity? De 8 ani, bine, mersi, plecat pe Marte. Că n-au vrut să-l ia și pe Smiley cu el, că au zis, bă, n-am loc, duc bagaje, că stau acolo pe Marte. Acolo trebuie să-mi duc provizii, cine știe ce-o fi. Dar robotul Curiosity de 8 ani e pe Marte și tot curios. Vedeți deosebirea între robot și om? Robotul nu și-a pierdut curiozitatea. Clopotile de la Nicula anunță pelerinajul. Da, Curiosity, curios lucru. Stă acolo și examinează craterele de pe Marte. Craterele de pe Marte. O și zi, zice, domnule, ce degeaba cratere pe Marte, degeaba le studiez. Ar trebui să vin pe Pământ să studiez cratere din autostrăzile României. Craterele românești. Să trăiești din autostrăzile noastre. Că iar a fost o știre de genul, probleme mari pe tronsonul Sebeș-Turda. Pe tronsonul Sebeș-Turda sunt vreo 4 bucăți de autostradă pornite în direcții diferite. Nu știu cum le-au unit. Și sunt probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Că aici e mare truda. Trudă mare ca să faci o autostradă. Un lucru elementar pentru drumurile din ziua de astăzi. Dar ce m-a șocat? Ce m-a șocat? Cine construiește autostrada pe porțiunea Sebeș-Turda? O companie grecească, alo!
o companie grecească denumită Actor. Opa, dinai, dinai, da, dinai, 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 autostrăzi grecești. Asta ne lipsea. De vreo aproape 2000 de ani avem niște amărâte de drumuri romane și acum a venit civilizația peste noi. Drumuri grecești. Astea stau în Zorba Greco, autostrăzile. Le-ai construit, te bucuri de ele și pa, după aia o iau la vale. Că s-au mai văzut la părăul lui Ilie. Pac, o ia la vale. Da, da, da. Autostrăzi grecești, compania de drumuri Actor. Astea sunt din tragediile grecești, din piesele de teatru. Sau sperăm că vine Heracles din piesa lui Euripide și face peste noapte 100 de kilometri de autostradă. Nu știu, dar totuși e ciudat, mă. Ce companii construiesc autostrăzile în România? Asta grecească Actor. Pizzarotti, italienii de la Pizzarotti fac autostradă cu de toate, numai cu bitum, nu? Și a noastră compania, lui Umbrărescu. Stăm la umbră, dar n-avem drum. Asta o să-mi placă, să mergem pe autostrăzile grecești în România și la sfârșitul autostrăzii spargem farfurii de bucurie că nu ne-am spart planetarele. Pam, 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 la sfârșitul autostrăzii Mircea Cazan la Buzuchi și Ionuț Galani la voce. Maria Meta Chitrina, îți place autostrada? Pam, 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 autostrăzi grecești. Și acum un pic schimbăm tonul, ne întristăm și zicem așa. A murit. Vestea tristă a fost dată de Adrian Năstase pe blogul său. A murit. Vestea tristă a fost dată de Adrian Năstase pe blogul său. A? Am făcut conexiunea? Nu-i vorba de Ion Iliescu. Pe blogul lui Adrian Năstase era vestea că a murit Oliviu German. Dumnezeu să-l ierte, Oliviu German, 90 de ani, mare fizician, dacă e să ne luăm după CV și după spusele lui Dorli Blaga. Fica lui Lucian Blaga, lui Lucian Blaga, a fost colegă de facultate cu Liviu Gherba. Și zice că era băiat ok. A susținut-o în perioada facultății când era să exmatriculeze dobitocii din regimul trecut, pe baza faptului că taică-s-o era cine era Lucian Blaga. Deci să-i fie țărnaușor lui Liviu Gherba. A intrat și el în politică, după 90, că ce să facă, dar mai mult dormea în Parlament. Și este replica aia celebră lui Vadim Tudor. Uite, amândoi trecut acum. A trecut cu luntrea lui Caron, că tot vorbeam de tragediile grecești, zicea că la un moment dat Vadim... În cartea, în primele cărți ale lui Radu Paraschivescu, cu, știți voi, cu citate celebre din politicieni, și zicea așa, Vadim a dat gheață, a plouat cu gheață, de mărimea stâng, a ceva stâng, a lui Oliviu German. Da, mă rog, asta e, ne mai duce. Iliescu e bine, e vesel și curios. La aproape 100 de ani e mai curios decât robotul Curiosity de pe Marte, dar vă dați seama și știți de ce? Nu știu cum să face, adică dacă citim și studiem, știm. Dar deocamdată nu ne interesează că vorba lui Tiubeni fie și el iertat, unde e minte multe și prostie cu carul. Nu știu cum să face, deci că la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul de Istorie, de aici din Cluj-Napoca, avem o mumie într-un sarcofag. Și uite, sta mumia acolo, era încurcat pe ăștia, că veneau cu relicvele romane, veneau cu barocul, se te împiedica un sarcofag. Mă, ce-i cu sarcofagul ăsta pentru numele lui Sarkozy? Și l-au dus la USAMV să-i facă remene. Na, că am făcut și o rime. L-au dus la USAMV să-i facă remene sarcofagului. Să vadă ce mumie e înăuntru, dacă e originală, dacă... Și neanelu Iliescu e curios. Oare care din prietenii mei cu care m-am distrat în excursia din Egipt din anul 305-306 înainte de... El nu zice înainte de Hristos, înainte de anul 0. Așa. Și curios. Deci îi spunem și lui la mulți ani azi, îi spunem că e ziua internațională a tineretului. Voi sunteți veșnic tineri și ferice dacă intrați aici pe canal. Vă dau like pentru că sunteți deosebiți. Tineri în suflet, tineri la față, tineri la minte. Azi e ziua internațională tineretului, da? Și vine asta la pachet cu un studiu, un nou studiu, ci că unul dintre cinci tineri români se gândește să părăsească țara. Restul de patru români din cinci tineri, patru români din cinci, sunt deja în afară. Îi așteaptă pe ceilalți să vină. Trist, dar adevărat. Să ne păstrăm însă tinerețea, măcar aici în dialog, like, subscribe, mă aștept în comentarii. Haideți că mai puțin și intrăm în weekend. Iar vine weekendul, iar facem grătarul și mergem puțin la mare, că în bască pe noi ne doare. Azi a fost ziua rimelor. Poate mai iau ăștia de la Denebat. Orice ai avea în plan, ai vină la Denebat. Dragostea e efemeră, cumpără-i o betonieră.
Deci betonieră, ca să-și amestece sentimentele și să iasă o cremă păstoasă de dragoste numai pentru tine. Nicu Bendea v-a lăsat și pe frunte v-a pupat, că de aici a plecat și pe mâine v-a lăsat.